Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 144 ediție de analize economice, un proiect comun, Indiz Viitor și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți observa pe pagina Indiz Viitor și Privesc Eu sau pe pagina mea, ionita.md. Astăzi vreau să vorbim despre criza gazelor, date preliminare. Dacă observați, date preliminare și nu concluzii preliminare, din simplu motiv, concluziile, mă tem că va trebui să încă mult timp va trece dacă ne uităm după ce s-a întâmplat jaful bancar în 2014 și noi până în prezent nu aveam concluzii, cât privește la criza gazelor prin care am trecut. Sper că concluziile vor fi cu mult mai rapid, dar tot destul de greu. De ce eu totuși mă întorc la acest subiect și am spus că mă voi întoarce? Sunt câteva motive. Primul motiv al vedeți în spatele dumneavoastră. Dacă observați atent, Republica Moldova anual procura gaz undeva între 5,5 miliarde de lei. Ultimii ani a fost cel mai ieftin. În ultimii 2 ani de zile noi am plătit cu 20 de miliarde de lei mai mult pentru gaz. 20 de miliarde de lei, cea mai mare parte, este determinată de contextul internațional. Știți foarte bine, s-a scumpit gazul, a fost o criză energetică, Republica Moldova a primit un suport extraordinar extern, dar această sumă este atât de mare că trebuie să răspundem la o întrebare. Oare toată se datorează contextul internațional sau este managementul cel puțin defectuos, dacă nu și rău intenționat? Și care este partea acestui management defectuos și rău intenționat? Dacă nu răspundem la această întrebare, atunci avem câteva probleme. Prima este să nu uităm că banii au fost luați din familia noastră, oameni care trebuiau banii să cheltuiască pentru educația copiilor, să cumpere hrană, să cumpere îmbrăcăminte, au fost nevoie să dai pentru gaz. Doi, am luat de bugetul de stat acești bani, banii care trebuiau să meargă la reparația de drumuri, școli, grădiniță, a trebuit să dai pentru gaz. Și trei, am primit suport extern din partea Uniunii Europene și ar dacă să demonstra că nu i-am cheltuit cu bună credință, atunci avem o problemă foarte mare. De aceea, până a venit Curtea de Conturi Europeană, poate Curtea noastră de Conturi ne va răspunde la întrebarea ce s-a întâmplat cu gazul în Republica Moldova și doi, cum au fost cheltuiți banii publici și trei, să nu trebuiască să tragem cu obrazul față de alții. Dar acesta este primul motiv. Al doilea lucru care mi-a determinat să vin și aici vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost atât de virulenți în a mă ataca, din simplu motiv că este foarte greu să-ți dai seama care subiecte sunt într-adevăr importante și care sunt ordinare. În 25 ani de zile de când lucrez în calitate de economist, de când fac analize economice, am fost așa virulent atacat de câteva ori. Nu mai deci o dată la 5 ani. Ultima dată a fost în 2014 când am fost șaful bancar și acum iar așa a fost acel atac, lucru care mi-a arătat că de fapt m-am apropiat de un subiect foarte complicat care merită toată atenția. Și de aceea eu sper că aceste cifre preliminare și vor mai fi și alte cifre vor fi utilizate inclusiv. Avem cel puțin trei instituții ale statului care știu că la ziua de astăzi investigează sau cel puțin documentează tot ce se întâmplă în domeniul gazului. Sunt trei structuri pe care eu personal le cunosc, de aceea sper foarte mult că această informație va fi utilă și pentru ei. Și ultima, subiectul este atât de sensibil pentru noi, atât de dur ne-a lovit în ultimii ani de zile, că cei care au un interes ca acest subiect să fie dezvoltat, încearcă să primitivizeze mesajul. Să nu ne lăsăm prinși în această capcană de primitivizare a mesajului, să fim foarte serioși din simplu motiv că ai impresia că se creează o senzație falsă, că băi, tot e normal, unica ce că Ionita n-a făcut calculele cum trebuie, dar în rest oamenii sunt fericiți, prețul la noi e bine, în general o duce perfect, unica ce că trebuie mai calculat o leacă mai bine și o să fie tot normal. Nu e bine și cum n-ai calcula, nu iese bine, iese foarte rău. Și din acest motiv sper foarte mult că lucrurile vor fi discutate. Haideți să ne uităm la primul aspect. Deci am pornit ca să arătăm de ce ne avem îngrijorări în privința gazului. Eu am luat din anul 2000 și graficul acesta l-ați mai văzut într-o careva variantă, acum este într-o variantă mai avansată și am luat și coreleți, în spate vedeți, prețul la gaz pe care l-am plătit noi prețul de import și jos prețul de import a gazelor în Europa. În general, eu când utilizez datele din Europa, aici trebuie să aduc două curățizări. În majoritatea anilor vorbim de Europa și doar în câțiva ani, în ultimii 2 ani de zile vorbim de Uniunea Europeană, diferența de preț este de vreo 2-3%. Deci este ignorabilă pentru analiza noastră. Asta e prima. Și noi, cum eu stabilesc prețul mediu procurat de țările din Europa sau de Uniunea Europeană? Foarte simplu. Iau care este prețul mediu de achiziții la hotar, nu la bursă, nu la nicăieri, dar la hotar, media ponderată pe toate țările, și după aceasta calculez
cât ar fi acest preț dacă ei ar fi cumpărat gaz în volumele care procurăm noi. Adică media anuală este ponderată la structura consumului lunar din Republica Moldova. Deci, altfel spus, cât am fi plătit noi dacă procuram gazul la același preț care l-au cumpărat europenii. Mai fac încă o dată o revizuire ca să ne fie foarte clar despre ce vorbim noi. Deci până în 2005, Republica Moldova pregătea un preț la gaz undeva de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Era atunci o condiție, era ce se mai întâmpla cu Federația Rusă, noi parcă atunci eram prieteni. După aceasta, noi în 2005 am zis că vrem în Uniunea Europeană și Federația Rusă a hotărât să ne pedepsească și a spus că de azi înainte veți plăti prețul european, cei drept ne-au făcut și așa o mică discount, în sens că a zis, bun, va fi prețul european, dar timp de 5 ani de zile. Și într-adevăr, 2006, până, țineți minte șocul din 2006, până în 2010, la noi prețul s-a adaptat și am ajuns la media europeană. Din 2010 până în 2020, noi mai mult sau mai puțin am plătit prețul european, câteodată a fost mici devieri, dar în linii mari a fost prețul mediu european. Criza din 2021, 2022, 2023 și acum în 2024, dacă observați, ne-a dus la ceea că pe o perioadă noi am plătit mai mult. Contextul nostru regional a fost unul mai favorabil. Vedeți, în Europa a fost și un preț 1448 dolari media anuală. După aceasta, dacă observați, în Europa, în primul trimestru în acest an, prețul va fi sub 300 de dolari. Eu tot calculez în dolari din cauza că așa s-a făcut dinamica pe mulți ani. Iar la noi va fi circa 600 de dolari. E legat că noi avem un preț fix de 550 de euro și în dependență de cursul valutar. Deci noi vom avea undeva 600 de dolari. Deci prețul plătit de noi este dublu față de prețul care este acum în Europa. De ce aceasta se întâmplă? Acușa vom vedea. Luăm acum, facem un zoom și luăm datele trimestriale. Haideți să uităm ce avem pe trimestrial. Dacă observați, până în 2021, noi am plătit, trimestrul 2, am plătit un preț mai mult sau egal cu cel din Europa. După aceasta, în Europa, prețul s-a dus brusc în sus. La noi s-a dus și el în sus, dar nu atât de brusc. După aceasta, brusc a scăzut în Europa, la noi tot a scăzut. Numai că în Europa a continuat să scadă, dar la noi, ca prin minune, în 2023, în primul trimestru, crește. După aceasta, scade, însă, dacă observăm atenție, el scade, dar nu scade așa ca Europa, din ce cauză? Tot ne se spune că am avut volume pe care trebuia să le consumăm, am avut volume care trebuia să le consumăm. Sper că odată și odată vom avea răspuns la această întrebare. Și ultimul zoom. Pe luni. Am luat anul 2023 și am luat anul 2024. Acest grafic eu l-am publicat cu o mică excepție liniile de jos. Dacă observați, eu sus am scris care este prețul în Europa la hotar de livrare a gazului și care este prețul în Republica Moldova. Și aici ne apropiem de prima lucru care tot unii au încercat să mai manipuleze opinia publică. Când vorbim de prețul în Republica Moldova, avem două prețuri. Prețul de achiziție, de import, care îl face Energocom. Să nu uităm că acum pe lângă Moldova Gaz mai există un intermediar care este Energocom. Și de fapt aici sunt cel mai multe întrebări și lucruri care trebuie să clarificăm și cu Energocom. Deci, noi avem prețul de achiziție Energocom și avem prețul de achiziție al Moldova Gaz. Eu întotdeauna folosesc, nu mă interesează cât a cumpărat Energocom gazul, mă interesează cât îl cumpăr Moldova Gaz, deoarece prețul la Moldova Gaz este băgat în tarif. Deci tariful la gaz este în dependență de prețul care este la Moldova Gaz. Și am publicat graficul presupunând în felul următor, având o ipoteză, și acum se va vedea că de fapt ipoteza mea s-a adeverit, eu am avut o ipoteză că prețul la gaz o să-l cumpărăm cu prețul mediu european. Chiar unii mă întrebau, de ce domnul Ionita îl compari cu prețul mediu european? Și eu am răspuns foarte simplu. Dacă noi ultimii 12 ani de zile am plătit prețul mediu european, mi se pare logica și în acest an să-l compar cu prețul mediu european. Deci am luat prețul nostru, uitați-vă, în luna ianuarie, 1107 de dolari, media europeană 714. Luna februarie, 1072 dolari, media europeană 586. Și așa pe fiecare lună. Eu am publicat acest grafic, unii au întrebat de ce eu fac această corelație. Am zis, băi, oameni buni, vă uitați. Vreau să mulțumesc autorităților statului, care, nu știu care a fost motivația lor, dar au ieșit în spațiu public și au spus că nu, că noi am cumpărat gazul mai ieftin. Și atunci, într-adevăr, ei au publicat datele de procurarea gazului de la Energocom din luna iunie, iulie, septembrie și octombrie. Și dacă vă uitați atent, după ce au publicat datele din luna iunie, iulie, septembrie și octombrie, ipoteza mea că prietul în Republica Moldova trebuie să fie cel egal cu Uniunea Europeană s-a adeverit. Într-adevăr, Energocom a cumpărat gaz. Unde o leacă mai scump, unde o leacă mai ieftin, eu l-am ponderat cu fiecare zi cursul valutar, că ei au dat în euro, eu am calculat în dolari, și aici tot în dolari.
Și am ponderat tranzacțiile zilnice la cursul valutar și mi-a ieșit plus minus prețul din media Uniunii Europeane, numai că Energocom a cumpărat la prețul de 391, 417, 397, 413, iar în același timp el vendea Moldovei gaz cu 568, 550, 527, deci el îl vendea cu mult mai scump, iar acum, în general, există o decizie a CSE-ului, acum și ajungem și la ea, prin care gazul, în general, se vinde cu 550 de euro mie de metri cub. Ce avem noi în rezultat? Energocomul, în lunile iunie-octombrie, a cumpărat 600 de milioane de metri cub de gaz. Pentru aceste 600 de milioane de metri cub de gaz, Energocomul a plătit 240 de milioane de dolari. Ok. Însă aceste 600 de milioane el le-a vândut la Moldova Gaz în lunile iunie, iulie, august, până în luna februarie. Deci în luna februarie el a terminat de vândut aceste 600 de milioane de metri cub de gaz. Și dacă ne uităm atent, el a... Și eu acum am spus în felul următor, bine, dar dacă noi nu cumpăram gaz de la Energocom în această perioadă, dar cumpăram lunar la prețul mediu european, cât era să plătim? Și mai e și 237 de milioane. Sincer să vă spun, fiindcă în fiecare lună cursul valutar, deci tot 240. Altfel spus, în anul 2023, Energocomul a procurat gazul la prețul corect și se vede din cifre. Dacă noi îl procuram cum era prețul mediu european, plătim 240, dacă au cumpărat în Energocom, am plătit tot 240 de milioane. Întrebări nu sunt. Aici, ceea ce o să răspundă procurorii, este următorul lucru. Ce firme au vândut gaz în 2023? Care au fost cel care au vândut în 2022? Câte firme au participat atunci la licitație? Câte au participat acum la licitație? La licitație de acum, din firmele care nu le-au vrut nouă până în 2023, câte au câștigat concursul? Vă asigur, dacă veți pune aceste întrebări autorităților competente ale statului, veți rămâne surprinși între răspunsurile care le veți obține. Și acum, ultima. Deci Energocomul cumpără gazul cu 240 de milioane de dolari și în aceeași perioadă, din iunie până în luna februarie 2024, el ne-l vinde nou cu 365 de milioane de dolari. Foarte clar, se vede pe fiecare lună. Apare o diferență, nu mare, 125 de milioane de dolari sau 50% în plus. Întrebarea este, din ce cauză noi am plătit aceste 125 de milioane de dolari? Eu cred că este o întrebare legitimă la care toată lumea trebuie să aibă răspunsul. A, da, Energocomul este prețul, dacă m-am uitat în contract, este prețul de livrare la hotar. Deci vreau să știu aceste 125 de milioane de dolari, care noi le-am achitat doar pentru achiziția făcută din luna iunie. Deci, încă o dată repet, din luna iunie până în octombrie, Energocomul a făcut cea mai corectă achiziție. Dacă te uiți atent, apropo, îmi cer scuze, dacă va fi găsit acolo anumite nereguli, deja sunt altele, dar eu când o compar cu prețul mediu, și atunci întrebarea este, de unde au apărut acest 25 milioane de dolari? Evident, eu am complicat graficul mai tare. Ați înțeles foarte clar, deci în 2023 noi am avut posibilitatea să procurăm gazul la prețul mediu european, dar noi nu l-am procurat. Din simplu motiv că Moldova Gaz i-a fost interzis să procure gaz de pe piață și a fost obligată să cumpere gazul de la Energocom. Și așa pun următoarea întrebare. Noi am avut situație excepțională până în luna decembrie 2023. De situație excepțională înseamnă că în această situație ceva se întâmplă, a fost creată o comisie specială și noi trebuia să acționăm reieșind din situația excepțională. Ea a expirat în luna decembrie 2023. Întrebarea mea este, cât de legitim este decizia de la sfârșitul lunii decembrie 2023 prin care Moldova Gaz este obligată până în aprilie să cumpere gaz la prețul de 550 de euro 1000 de metri cub, indiferent de care este prețul piața internațională, dar deja a scăzut sub 300 de euro, cred că ajungem de grabă cu mult mai jos, a fost obligat să cumpere acest gaz în condiția că nu avem situație excepțională. Cât de legitim este, ne fiind într-o situație excepțională, să ne supunem obligațiilor unei comisii de situații excepționale care nu mai există. Acest lucru este legitim sau nu este legitim? Dar ne întoarcem înapoi la dinamică. Am înțeles prețul mediu european și am făcut un exercițiu simplu. Cât am fi plătit noi în luna ianuarie pentru gaz dacă era prețul mediu european? Ați înțeles? Dacă cumpăram așa cum a cumpărat Energocom din luna iunie până în luna octombrie. Era să plătim 69 de milioane de dolari. Cât am plătit noi? 110. În luna cu 44 de milioane mai mult. În luna februarie era să plătim 56 de milioane de dolari. Cât am plătit noi? 103. Cu 47 de milioane mai mult.
și tot așa mai departe. În luna decembrie trebuia să plătim 56, noi am plătit 83. În ianuarie trebuia să plătim 52, am plătit 93. În februarie trebuia să plătim 31, am plătit 64. În total, când aduni, spuneți că 272 de milioane de dolari, diferența dintre suma care am fi plătit-o, dacă plăteam prețul mediu european, așa cum a cumpărat Energocom din luna iunie până în luna octombrie, iar noi, în realitate, am plătit cu mult mai scump. Întrebarea este, noi trebuie să dăm răspuns de ce așa s-a întâmplat? Noi trebuie să știm de ce așa s-a întâmplat? Noi trebuie să avem răspuns la această întrebare, în condiția în care s-a demonstrat că, de fapt, Energocomul, ca prin minune, în 2023, a reușit să cumpere gazul așa cum trebuia să-l procure. Tot ce am auzit eu în spațiu public, unic argument, am vrut să spun alt cuvânt, dar, mă rog, îl spun argument, unic argument a fost că cine a știut, acum atâta lumea deșteaptă, cine a știut care va fi consumul de gaz în 2022-2023? Nimeni nu a știut că consumul de gaz va scădea. Și într-adevăr, dacă ne uităm la consumul de gaz, aici aveți consumul trimestrial și consumul anual, uitați-vă, la 1.200.000.000 de metri cub de gaz a scăzut până la 575 de milioane. Avem o scădere de peste două ori. Aparent, toți acum spun, domnule, ce mai vrei? Cine a știut că va scădea atât de mult consumul de gaz? Acum când el crește, într-adevăr avem o creștere de consum și acum noi vom avea în valoare anuală, în trimestrul întâi, vom avea 800 de milioane, undeva 800 de milioane de metri cubi. Tot de 1,5 ori mai puțin decât am avut normal. Și atunci toți a spune, domnule, și atunci are întrebarea ta, cine a știut că va scădea consumul de gaz? Și aici vreau să vă asigur, nu doar că s-a știut, dar autoritățile responsabile, aici uitați-vă, am luat doar pe perioada rece a anului, dacă vedeți următorul grafic, avem 900 de metri cub de gaz în perioada rece a anului și a scăzut până la 427, tot de două ori. Deci avem o scădere de două ori. În acest an, cel mai probabil, perioada rece a anului, vorbim de trimestrul 4 și trimestrul 1 anul viitor, va fi 650 de milioane. Dacă observați, acum din cauza că mai scăzut tariful, avem o creștere de consum. Cât n-ar fi de straniu, nu doar că s-a știut, dar și s-a acționat în avans pentru ca să fie scăzut consumul de gaz. Și vă dau un exemplu. Haideți să uităm care e structura de consum a gazului. Am luat anul 2021-22, cu un an înainte, ca să știm ce va fi în anul viitor. Deci autoritățile statului, toamna știau, că în perioada rece a anului, 328 de milioane de metri cub de gaz este consumat de către populație. Sau 38%. Agenții economici 190 de milioane, sectorul energetic 300 de milioane și instituțiile bugetare 4 milioane sau 1,5%. Aici, dacă, da, aproximativ așa aici, cred că acolo se vede. 41 de milioane sau 0,5%, sau 5%. 41 de milioane, 5%. Deci noi avem acest tablou și uitați ce se întâmplă. Autoritățile statului au știut sectorul energetic nu va consuma gaz. Din ce cauză? Că a trecut la păcură, s-a procurat păcură, scandalul cu păcură, știe toată lumea, a trecut la păcură. Deci noi deodată știm că sectorul energetic nu va consuma gaz, că vom trece la păcură. Mai mult ca atâta, trebuia să știm, presupun că s-a știut, deci asta că s-a trecut la păcură, s-a știut din timp. Trebuia să știm că, de asemenea, vom cumpăra energie electrică din stânga Nistru și iarăși nu va trebui să consumăm gaz. Dacă noi trecem la păcură și nu trecem la gaz, era evident că trebuie să presupunem că și agenții economici vor întreprinde anumite acțiuni pentru a-și reduce consumul de gaz din cauza că a crescut prețul. Trei, trebuia să bănuim că și populația își va reduce consumul, mai mult ca atâta prima lună din luna noiembrie ne-a și demonstrat că populația și-a redus brusc consumul de gaz. Haideți să întâlnim ca structură. Din tot ce s-a redus, consumul de gaz care s-a redus, cel mai mult se face, aproape jumătate sau 45%, este determinat de sectorul energetic și 3% instituții bugetare. Deci aproape jumătate sunt autoritățile statului care au știut că consumul de gaz va fi redus. Jumătate din reducere a fost determinat de autoritățile statului. De aceea argumentul că nu s-a știut că se va reduce consumul este pur și simplu unul, să zicem așa, neserios. Și în concluzie, am zis că nu sunt concluzii, sunt doar preliminare. Din nefericire, acest management, care m-a arătat foarte clar că în 2023 Energocom a știut să procure gazul la prețul corect,
dar, din păcate, nouă ne-l vinde la alt preț și trebuie să răspundem la întrebare de ce se întâmplă acest lucru și de ce până în luna aprilie se întâmplă acest lucru și de ce aceasta se întâmplă în baza unei comisii, decizia unei comisii care nu există, de ce noi, nefiind în stare excepțională, trebuie să procurăm gaze prin decizia unei comisii de situații excepționale. Deci asta e răspuns la întrebare care n-o avem. Moldova, din nefericire, continuă să aibă unul din cele mai mari tarife la gaz din Estul Europei. Și aici vreau, fiindcă s-a manipulat foarte mult opinia publică, când dau tariful la gaz, nu dau piața reglementată, piața nereglementată, dau tariful mediu ponderat în fiecare țară. Da, în Republica Moldova, din păcate, nu avem piață pentru cetățeni, piață liberă, absolut tot gazul oamenii îl cumpără, aproape tot gazul de pe piața reglementată. În Europa, cum ar fi România, spre exemplu, dacă vă duceți, sunt tarife reglementate, sunt tarife libere, vă conectați pe nrie.ro și vă alegeți la ce furnizor cumpărați, la ce preț, să scrieți ce oraș sunteți, unde îți procurați, dar aici este tariful mediu ponderat, dau sursa, cine vrea să citească, vă uitați foarte atent. Și noi, în luna februarie, fiindcă 22 de zile am plătit un preț ridicat și după aceasta am avut un preț mai redus, în mediu îți primești 17,20 lei, este cel mai mare tarif din Estul Europei. Dacă considerăm după 23 februarie că avem 14 lei paza 6, este unul dintre cele mai mari, cu excepția câteva țări. Și da, într-adevăr, mi-a notat cineva că da, domnul ministru, dar în România tariful a fost plafonat. Este adevărat că în România tariful a fost plafonat, însă acum sunt mai mulți operatori, vă puteți conecta să verificați, care vând gaz la preț undeva de 1 leu, 1 leu și 50 mai ieftin decât tariful plafonat. Deci chiar dacă guvernul României a plafonat tariful și primește în banii noștri 12,66 lei, în România acum, în fiecare oraș, poți găsi gaz cu 11 lei, 11 lei și ceva, până la 11,50 lei. În concluzie, ne-a costat scump, am avut scump, hai să o terminăm cu ceva pozitiv. Accesibilitatea gazului. Deci acest indicator, am vrut și eu zic, cum să îndulcesc o leacă această pe luna mare. Deci ce înseamnă accesibilitatea gazului? Câți metri cubi de gaz poți cumpăra pe un salariu? Dacă observați, am avut în anul 90-91, era posibil 1400 de metri cubi de gaz pe un salariu, după aceasta s-a prăbușit până la 300 de metri cubi, deci a scăzut de 5 ori puterea noastră de cumpărare, câte 2000. În 2020-2021 am ajuns la maxima istorică de 1520. Ne-am prăbușit până la 345, și aceasta a fost durerea, că oamenii au văzut cum în 2 ani de zile, practic de 5 ori a scăzut puterea lor, iar în acest an noi aproape, nu ne-am dublat, dar aproape de, da, am crescut până la 635 de metri cubi. Dacă am fi avut un tarif corect, bazat pe prețul de achiziție corect, atunci astăzi noi am fi procurat pe un salariu mediu undeva numai puțin de 900 de metri cubi. De ce vreau să sper foarte mult că autoritățile care lucrează în prezent asupra tot ce s-a întâmplat, criza gazului, și fiecare cetățean în parte, conștientizând responsabilitatea că sunt banii noștri, să vedem din acești 20 de miliarde care am plătit în 2 ani de zile, câți din ei au o justificare economică legată de conjunctura internațională și câți din ei sunt tipic produsul managementului moldovenesc legat de, haideți să nu dau eu aprecieri, să o dai cei care pot da aprecierile, iar noi, cred că în cel mai scurt timp, trebuie să aflăm răspunsul la ce s-a întâmplat cu noi și din ce cauză gazul procurat cu 240 de milioane de dolari doar în 4 luni de zile în 2023, ni s-a vândut nou cu 365 de milioane de dolari. Cred că cel puțin la această întrebare trebuie să avem un răspuns calificat în cel mai scurt timp posibil, iar răspunsul că amestecăm nu știu ce cu nu știu ce, nu este un răspuns care poate satisface opinia publică. Vă mulțumesc și până data viitoare.